Dar tot lângă, fete asta, așa-i? Da. Păi nu? Aha. Cum faci? Le lași pe afară și îi supraveghezi sau cum faci? Da. Când lași apa, da. Deci când lași apa, mânji? Mânza mică n-are nimic, așa-i? Nu are și treabă cu mânza. Da, aia mică... Când duc apa înapoi la Zoli, trebuie să-i ții separat. Și așa. După aia o să las mânjități împreună. Dar sunt tănit ciocolatia cu el? Nu. Încă nu sunt tănit, așa e... Eu zic de amică. Nu. Așa cum stau acolo. Interesant. Interesant că luci blând. Dar fii atent că nu e agitată, înseamnă că tot lași, ai lăsat-o și dimineața, da, a? Da, cum să nu? Dar nu i-a stezit să nu-l las pe Cristina. Hai, hai! Da! O scoate-o, o scoate-o! Scoate-o, scoate-o! Dacă nu-ți frică. Desfă-o și pe amică! Da, aia lasă acolo, pune numai aia roșie. Yeah? Da. Aia lasă-i acolo. Nu, da, pui apă. Desfă și mânza. Nu poți. Nu poți? Nu, că dă-i apa după ea. E, dar lasă un pic acum numai mânza. E? Lasă numai mânzele. Și după aia le dăm drumul la mânzile la fundă. Am înțeles, bun. Deci și la ea păi dai drumul și ai zilnic, nu? Nu. Nu-i dai? Frumoase, mă. Fii atent că ți-au venit aici, au venit mutanții. Fii atent că au venit mutanții, Mihai. Nu mai merem partea așa, nu trece de jumătate, că vede armăsarul și mi s-a agită pare. Numai pe jumătatea asta, știi? De ce am zis? Da, nu ne-am dat seama, acum mania asta. Nu hai, du-te. N-are nimic. N-are nimic, că nu dă-i. Aud tropocele, aude armăsarul tropocele. Ăștia-s cățelușii de pluș. Ăștia-s cățelușii de pluș. E bună și pentru ea mișcarea asta, Mihai. Auzi, adă un pic așa, așa, învârte un pic pe loc așa. Să o vedem pe prietena noastră.
Frumos să ia apare zonă. Foarte. Știi unde am văzut eu prima tăia pe asta? La un domn Cornel. De la... Da, de unde a dus-o Zoli. De fapt, Zoli nu l-a tot de acolo, direct. Mihai, da. Dar să vezi când mi-a dat drumul la toate iepele, atunci. Zoli. Nu, omul ăla care a avut-o el acolo. Când mi-a dat drumul la 20 de iepe. Tot e una și una. Să vezi cum arăta aia pe asta la ăla, la omul ăla. Bine, acum ea apare mânt, să înțelege, da? Mulțumim tare mult de prezentarea iepei și... Eu zic că eu prind și ei bine un pic de mișcare și chiar le prinde. Da, uite-te la asta mică când o aude pe maică ta. Apoi o scoate pe aia mică tărcată cu mânza asta. Frumoase ți-s împreună. Așa-i? Asta tărcată a slăbit un pic. Tăbicul a fost înțărcat acum, știi? De ce ne-ai mai ținut un pic? Păi așa a fost. Așa a fost. Mai trebuia ținut un pic. Da, o să-și revine ea cu timpul. Și soiul ei mai finuț, mă, ăsta, n-au uit. Nu poate să fie cât aia altă, știi? Așa e soiul.
aici, hai, 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 hai. S-o fi gândit că ai mână telescopică, Mihai. Mihai! Mână telescopică! V-a speriat? Nu, dar asta n-a alunec. Asta de-a alunec acum acolo lângă dumneavoastră, ce făceați? Ce făceați? Până apoi atâna nu se oprește. Medalii. Nu, medalii la tăzii, bă, ne-am întâlnit la, nu pot să la voi aici, la, la Călăraș Gareu. După să dai podiumul. Exact. A zis că să faceți după aia, a aia, și după aia fac. Ce se dorește să faceți aici? Păi aici cu echipa care a participat și anul trecut, datorită lor s-a făcut expoziția de anul trecut. Așa. Tot datorită lor o să se facă, datorită noastră, la toată echipa, o să se facă și anul ăsta. Așa. Și vrem să fie ceva mai special. Încercăm. În ce dată?
În ce dată vrei să facă? Data... O să stabilim acum. O să stabilim data. Ceva, eu cred că primul... În principiu, prima sâmbătă din octombrie, undeva, credea că undeva în 5, nu? În 5, da. Că ceva de genul. Acum am... Deci în 5 octombrie. Da. În 5 octombrie doriți să faceți un concurs de cai de tracțiune și frumusețe, din câte am înțeles? Da. Tracțiunea o să faceți doar la simplu? Da, numai la simplu. Tracțiunea va fi numai la simplu. Va fi probă de frumusețe iepe, probă de frumusețe armăsari, mânji. Da. Vrem să mânji, băgăm mânji de anul ăsta? Da, vrem să băgăm și categoria mânjilor. Așa. Cu la toate... Astea să fie 3 mențiuni și locul 3, 2 și 1. Așa. Nu. Și am uitat de ponei. De ponei. La ponei să facem categorie. La ponei o să fie 10 trofee. 10 trofee? 10 trofee pentru ponei. Și dacă vor veni mai mulți, or să primească diplome. Da. Nu? Așa, și ce trebuie să facem cai sport. Cai sport ar trebui arbitrat separat față de cai semigrei și grei. Așa, și acolo... Dai seama că un cal semigreu și greu nu are cum să câștige în față la un cal sport. Bă, ăsta e adevărat. Cai sport sunt mult mai elegant, da, e altceva. Și atunci vom face separat categoria asta. Printre care vor fi, deci la cai sport vor fi frizienii, frizienii, arabii, pur sânge englez, care ce mai are? Lipița, nu? Care e un cal sport. Așa, așa, așa. Bun, asta vreau să zic că ceva foarte, foarte tare că v-ați întâlnit echipa, v-ați reîntâlnit, că și anul trecut tot așa v-ați reîntâlnit. V-ați întâlnit. Ne întâlnim. Dar acum v-ați reîntâlnit și vreau să zic că iau și o parte și stare bucuros și vă mulțumesc tare mult, Mihai, de invitație. Mulțumim și noi. Mulțumim că faci parte din echipă. Da, și sper să putem, să dacă cu voi în echipă, sper să fie ceva foarte, foarte frumos, inedit. Cum a fost și anul trecut. O să aveți și bucătar acum. Aici, domnul bucătar? Da. Cum vă numiți numele mic? Silviu. Domnul Silviu, de-abia așteptăm să ne lingem degetele de la mâini. Aveți și DJ aici. DJ unde? Păi da. El a fost și anul trecut. A, domnul Radu? Radu. Anul trecut o Colegul. Nu, ne trebuie numai sunet. Sunet, atât. Bun, sunet. No, domnul Mihai. Închid asta și mai vedem ce mai vorbim, ce mai e asta. Să vedem ce mai stabilesc, ce părere au și băieți. Acum să vină și ei cu ideile lor, că fiecare avem ideile noastre și să vedem ce e mai bine pentru echipă și să puteți dăm înainte. Să puteți face ceva foarte, foarte frumos. Normal. Cartof, 40 de kilograme. Notat. Ceapă, 20 de kilograme. Notat. Fasole, 20 de kilograme. Da. Domnul Mihai. Da. Deci am stat cam o oră și ceva am stat la dezbatere, acum e pe final. Acum domnul bucătar ne face lista de ce trebuie. Așa? Ce mai trebuie? Farfurii, câte trebuie? 3 țapi. 3 țapi. 20 kg de carne de porc. 10 kg de carne vită. Și multă dragoste. E, și farfurii? Ăștia ce mănâncă în mână? Farfurii, 1000 de farfurii. Linguri sau furculițe? Linguri. 1000 de farfurii, 1000 de linguri. Și un DJ. Da, domnul Mihai, ce fie aici, nu-mi trebuie 1000 de persoane. Păi vrem să dăm mâncare la toată lumea, toți invitați să... Nu mai ducem. Pahare de unică folosință. Da, e un loc foarte fain aici, am stat relaxat. Da. Ne-am concentrat asupra... Echipă frumoasă. Da, ne-am concentrat asupra... Pâine de casă, 15 kg de pâine de casă. Păi pâine de casă o să fie... Da, el face 5. Eu 5-6. Cât te faci? De-abia aștept să mânc o pâine dintre aia de la tine, de aia rotundă. O să fie vreo 20 de pâini de casă. Recomand pâinea de la mamă sa. Recomand pâinea de la mamă sa. Domnul Mihai, oricum din câte am înțeles o să fie și standuri, așa care o să fie cu mâncare. 10 kg de țuică de prună. Cum ziceți cu țuica? 10 kg de țuică de prună. 10 litri, domnule. Aia la final. Aia la final. Că dacă ăsta să... Alina, uite, pune pe Alina. Alina a zis că o să aduc 100 de butoaie de bere. Cine? Alina. Șefa.
Ce să aduc, o să aduc. Așa, așa. Facem și proba de băut de bere. Mihai, ce știi? O să fii campion. De urdiță, de urdiță, scheco, de urdiță. Domn Gheorghiță, ce ne dați? 5 kg de țuică. Calitatea? Cadouă. E, da, calitatea. Calitatea. Coniac. E, da, nu, calitatea la țuică. Cadouă. Calitatea întâi. Calitatea întâi, nu? Dau un gen de comonete. Calitatea întâi. Calitatea. Domnul Mihai, da. Calitatea numărul 1, știi? Da, să sperăm asta. 52 de grade. Asta vrem, să iasă ceva frumos. Nu? De-aia facem, să iasă ceva frumos. Noi facem din plăcere, nu facem și... politic, nu facem nimic. Așa, așa, deci nu, nu politic, nu ăsta. Facem putem la noastră, trebuie ne implicăm. Așa, domnul Mihai, din câte am înțeles, o să faceți și... cum se zice, invitații speciale. Da. O să sunați, dar acum invitați dumneavoastră direct, invităm pe toți din țară. Dacă sunt plecați și prin în străinătate, îi rugăm să facă număr cât de mare. Așa. Număr cât de mare, că noi ne pregătim. Așa. Multă lume. Așa, domn Mihai. Deci, a zis că doriți să faceți cu mânji mici. Da, cu categoria mânji. Cu mânji mici. Nu s-a întâmplat nicăieri în România până acum expoziție, da, pentru... Cu chestia asta scoatem în evidență și armăsarii ca și reproducătorii. Deci asta e în primul rând. Noi o să și vorbim acolo, din armăsarul cu tare sau... Păi exact, trebuie prezentat. Deci o să mamă, fac o mică, tată, o să se facă o mică prezentare, oricum, chiar dacă nu oricum fi... mânzul o să vină cu mama și mama să vede și atunci acolo să se specifice armăsarul cu tare. Așa, deci va fi o premieră. Să ajutăm un pic oamenii ca să vadă ce să aleagă anul următor, ca și armăsar vede ce o reproduce, ce îmbunătățiri o adus la mamă, știi? Asta, și atunci să vede pe mânz, bă, îmbunătăți chestia asta. Mama n-are aia, dar mânzul, uite, are, înseamnă că are de la tată. Sau așa, așa, așa. Bine, chestia asta merge și în spate, câteva generații, nu neapărat. Da, da, da. No, bun atunci. No, cum stați cu lista, domnul? V-am uitat numele. Domnul Didi. Stăm bine. Bine. Începem să punem la plat. Am notat ceva pe aici. Am ajuns la punctul 34. Poziția. Așa, deci... Punctul, poziția. Până ajungem la 69, mai este un pic. Așa, deci expoziția va avea loc la Călăraș Gară. Da. Așa, a doua ediție. A doua ediție. În același loc o să? Aceeași locație. Aceeași locație. De anul trecut. Așa. Ce încercăm să facem acum? Aceeași echipă. Așa, o echipă bine pusă la punct. Aceeași echipă. Așa. Să fie un eveniment mult mai frumos față de anul trecut. Anul trecut asta a fost de nota 100, anul ăsta trebuie să fie de nota 1000. Apoi nu a fost chiar de nota 100, că nu, fiind primul eveniment, ne-au scăpat multe și... Dar din greșeli învățăm. Așa, așa. Bine, și pe viitor o să sperăm să nu fim criticați, că oricum oamenii care fac ceva nu critică, știi? Nu, oamenii care domnii ai, oamenii care fac ceva tot timpul vor fi criticați. De oamenii care nu fac nimica. Exact. Dar, nu, asta este. Exact, ai punctat. Vorba exact dacă trebuie. Faci, ești criticat. Dacă nu păi faci. Da, exact, asta au zis. Nu, că... Yeah. Domnul Cuțuica! Hello, what's up? Bună treabă! I-am dat nota evenimentului 100 pentru că a fost primul eveniment de genul ăsta creat aici în comuna noastră. Călăraș Gară, mai exact. Primăria Călăraș Gară nu a făcut evenimente de genul, mai ales pentru că mulți de aici de la țară poate nu au posibilitatea să meargă sau să vadă și atunci pentru ei a fost ceva fenomenal. Târgurile sunt închise. Mulți dintre ei s-au bucurat că și acum se bucură dacă se întâlnesc cu prieteni sau văd un animal nou. Exact. Pentru ei ceva deosebit. Domnul Didi, Călăraș Gară este undeva la câți kilometri de Turda? La cam la 15 km aproximativ, deci, 6 km de pe autostradă, de pe autostradă foarte frumos. Vii frumos, intri prin Bogata și odată ești la Călăraș. Exact, da. Șoseaua, da, lacrimă. Da. Nu, avem șosea până la eveniment.
locația unde se ține evenimentul în sine. Anul trecut n-am avut asfalt, anul ăsta. Nu, acum avem asfalt, dar chiar de la asfalt până la locație 50 de metri de drum de piatră. No. Dumneavoastră asta apăsa pe buton. Nu, nu, două metri. Nu-i domnul, nu-i domnul. După aceea vine și pe la comuna lună. Vine la călăraș, la gară, la expoziție. Da, dar e foarte complicat de intrat pe locul ăla. Eu am venit, eu am venit de 10 ori dibuind așa până să știu acum cum să vin. Da. Deci, de 10 ori. De la Luduș, cine cunoaște zona, Mureș. Auziți, auziți, acolo ar trebui pus un indicator. Ar trebui să facem un indicator. Va trebui să punem mai mult. Un balon de la mare. Da, dar acolo pe stradă e făcut, pe principală? Va trebui să discutăm cu... Nu, vă trebuie să dispare balonul. Consilierii locali sau inclusiv cu primarul. De pe sos, ia. Rămâne numai indicatorul. Îl lăsați pe jos. Facem niște indicatoare cu... Facem indicatoare. Da, dar aici va trebui să vorbim și cu... Dar e o mare problemă chestia asta, pentru că suntem în secolul 21, avem internet, avem WhatsApp. Așa. Să primești locația prin WhatsApp. Locația. Numerele noastre vor fi pe afiș. O să pună pe afiș locația GPS. Exact. O să faceți voi un afiș, așa? Da. Sigur, da. Ne ocupăm. O să iasă. Cu locație, cu tot. Sunt care știu. Aici domnul Sebi, prietenul nostru. Nu cred. Da. Șeful. Avem bază în el. Cum să n-ai bază în el? Acum. E domnul Sebi cu mânza lui acolo. Are căluci. Băi, o băga la consul. Ok. Băieți, idei, sugestii, propuneri. Suntem la punct 34. Da. Mai avem de notat. Multe mai avem. Ce ați dori să un punct să notați? În plus. Eu hotărâm și... Stați o secundă, că au zis domnul ceva. Hotărârea... Care, domnul? Ce-a? Hotărârea și perspicacitatea. Fiecare să fie pe postul care o să fie. Da, fiecare să știe atributul. Să știe atribuțiunile. Așa, așa. Nu fac griji din cauza asta, că am văzut că anul trecut aici, da, aici aveți o echipă foarte, foarte bună. Da. Și o să, eu zic că o să iasă o treabă bună. Băieți, cu siguranță. Bun. Datorită lui Mihai să face treaba asta. Nu, datorită nouă, nu. Aici sunteți o echipă, o echipă. Hai, aici domnul Cotoica. Didi. Bă, Didi. O zi, Gheorghe, că cât își ia păstrile? Da, tă, Gheorghe, tă, Gheorghe. Nu, păi eu spui că el o zi. Da, da, da. Asta e culise. N-are nimic dacă îți bune culise. Domnul Didi. Da, n-are, lasă că e bună și asta. E culise. Nu, că eu aș vrea să mănc o ceapă de sară. Vin la dumneavoastră să băgăm o bucată de slană cu ceapă. Domnul Didi. Ascult. Prezint evenimentul. Așa. Deci dorim începerea evenimentului începând cu ora 10. Nu vrem să lungim foarte mult treaba, în ce sens? Nu vrem să ajungem la niște ore târzii, că aici poate vin de departe, sunt obosiți. Trebuie să ne gândim în primul rând nu la noi, la animale. Pentru ele facem chestia asta și animalele sunt cele mai importante în eveniment. Exact. Deci, cum am zis și mă repet, dorim toți începerea evenimentului începând cu ora 10. Vor fi 7 puncte, ca să spun așa. Primul punct va fi prezentarea poneilor. Așa, expoziția poneilor. Expoziție, prezentare ponei. Premiați, bineînțeles, vor fi premiați. Al doilea punct va fi expoziția de mânji. Da. Al treilea punct va fi proba de frumusețe pentru iepe. Tot așa. Și semigrele. Grele și semigrele. La punctul 4 vom prezenta caii de sport. Așa. Punctul 5 va fi proba de frumusețe pentru armăsari. La punctul 6. Nu. Semigrei. Punctul 6 dorim să fie proba de tracțiune. Nu, la... caii, nu, punctul 6 va fi caii sport. Nu, nu, greii ultimii.
Am spus că proba de tracțiune va fi la punctul 6. Va fi ultima. Așa, și la punctul 7 dorim să facem o tombolă pentru copii cu diferite premii. Taie. De ce? Că le-a încurcat. Dar nu, Mihai. Pune frumos pe listă. Ok, ne-am hotărât să începem evenimentul începând cu ora 10. Dorim toți cei care vor să participe. În data de 5 octombrie? În data de 5 octombrie, sâmbătă. Da? Dorim toți cei care vor să participe să fie prezenți, să fie echipați, să fie dornici de un eveniment frumos. Stau. Da? Vom avea câteva probe. Vom dori și dorim să începem cu expoziția de ponei. Asta va fi o atracție pentru tineret, pentru copii și nu numai, pentru toți iubitorii de animale. După vom face expoziția de mânji, specific mânji doar de anul acesta, deci mânji tineri. Da? După va fi proba de frumusețe pentru iepe, grele și semigrele, cu diferite premii și mențiuni. Vom continua cu expoziția de cai de sport, iepe și armăsari, bineînțeles, frizieni și alte rase. După vom continua cu expoziția de armăsari grei și semigrei. Tot așa, cine dorește să se înscrie, înscrierile se vor face în momentul în care ajung la locație. Dorim automat înscrierea la diferite. O să aveți echipă. O să fie o echipă care, da, vor face înscrierile instantaneu. O să aveți un băiat care va dirija mașinile ca să nu fie puse haotic. Exact. Așa? Ce e de specificat? Fetele or să facă înscrierea pe loc, omul cum a venit o să își poată înscrie caii ca să nu să stea să se piardă prea mult timp. Până să înscriu. Exact. Între timp, dacă mai vin vreo 2-3, ăia să pot înscrie. Exact, timp, nu e specificat. Dacă întârzie sau din diferite motive nu ajung la ora 10, nu e nicio problemă, că se pot face înscrieri. Exact. Pe tot parcursul, așa, evenimentului. După care? După care vom face o tombolă pentru copii. Așa, noi avem aici un prieten. Prietenul, da, nostru va... Ce veți oferi pentru tombolă? Pentru tombolă o să ofer jucători de galați. Deci o să oferiți câte, deci la un, ca premiu, da, ca pentru un premiu o pereche, pentru al doilea premiu. Așa? A doua pereche. Premiu, un iepuraș. Și un iepuraș, așa? Da. Bun. Și vom încheia probele cu proba de tracțiune la simplu. E specificat. Deci veți face numai la simplu, da? Da, numai la simplu. Altceva, dorim o bună desfășurare a evenimentului, fără incidente. Dorim toți cei care vor fi prezenți să fie dornici de a participa la un eveniment în bune condiții de securitate, în ghilimele. Adică nu dorim scandale, incidente sau alte cele. Toată lumea e binevenită, vă rugăm să veniți în număr cât mai mare. Echipa vă așteaptă cu brațele deschise. Da. Așa. Domnul Mihai, dacă mai aveți ceva să adăugați? Păi, tot am spus tot. Acum la tombolă pentru copii vor mai fi și alte premii, că vrem să facem mai multe. Asta acum Alin a spus ceva. Deci o să avem biletele, o să fie niște biletele care sau cum se ca vor putea... copil trebuie să plece cu ceva acasă. Am înțeles, și cum se vor putea înscrie copiii? Nu poți să dezamăgești un copil, știi? Unul câștigă și unul nu. Am știi? Înțeles, deci și dacă sunt să... acolo 100 de copii? Toți 100 de copii vor primi câte ceva. Premii. Am înțeles. Da.
Fiecare copil, dacă nu o să primească un premiu, o să primească un medal. Acum, Alin, el a spus ce pune la dispoziție locul 3, 2 și 1. Restul, dar fiecare o să plece cu câte ceva. Nu putem să dezamăgim copiii, bă, am participat la o tombolă și n-am primit nimic, ca colegul sau prietenul o câștigat, eu nu, știi? Nu, fă-s copii. Nu. Bun. Așa, o trecut de ora 10, o treabă foarte faină. Da, cam de 2 ore și ceva stăm aici, am discutat, în mare parte totul e aranjat. Trecem la acțiune. Bun.